Muzeul Județean de Mineralogie Baia Mare, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, Societatea Geologică a României, filiala Baia Mare, și Universitatea de Vest Vasile Goldiș, filiala Baia Mare, organizează prima ediție a proiectului educațional intitulat Școala de Vară Geodiversitate în Maramureș. Aceasta va avea loc în stațiunea Izvoare între 21 și 26 august și urmărește să ofere unui grup de 25 de elevi cu rezultate foarte bune la învățătură o introducere adecvată în geologie, o disciplină ce lipsește din programa școlară actuală, de a le prezenta geodiversitatea Maramureșului și de a le insufla o conduită corectă în raport cu mediul înconjurător și resursele naturale. Prin acest proiect, elevii vor avea posibilitatea să viziteze diferite zone sau obiective din județ, cum ar fi Muzeul de Mineralogie, Area Naturală Protejată Coloanele de la Limpedea, Barajul Firiza, să participe la excursii de teren în Poiana Soarelui, la Barajul Runcu, în Ariile Naturale Protejate Cheile Tătarului, Mlaștina Vlășinescu și pe Vârful Igniș. De asemenea, vor putea participa la sesiuni de inițiere în domeniile Arii Naturale Protejate, Mineralogie, Pietre Prețioase și Ornamentale, Petrologie sau Paleontologie.